Salut, pești! Voi face citirea pentru luna ianuarie 2023 pentru relații. Să vedem în primul rând sfatul oracolului Lenormand pentru relația voastră. Aveți aici iubire, fericirea pe care vă doriți pentru iubirea voastră, dar și o femeie care vă manipulează. Haideți să vedem ce spune și tarotul druid pentru relația voastră. Această femeie vă cunoaște această iubire, vă cunoaște dorința voastră de fericire. Poate fi chiar iubita pe care o aveți sau amantă, de obicei ea apare de obicei în rolul amantei și această șarpe va încerca să vă manipuleze, să vă manipuleze și să urmați, adică să faceți cam ce își dorește ea. Cam aceasta este situația. Voi vă doriți fericire, iubire, dar depindeți de această femeie. Ea se va implica. Haideți să vedem ce spune druidul. Luna. Drumul vostru prin viață este greu. Aveți un drum greu de dus. Dar trebuie să treceți neapărat printre cele două turnuri. Această lună arată pericole, totuși. Pericolele sunt reprezentate de persoane nepăsătoare care nici nu se uită la voi, vă lasă să vă vedeți de drum și își urmează drumul lui, dar și lupi și câini care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, vă bârfesc. La această arcană întotdeauna sfatul este încercați să observați și să acționați în consecință. Relația este familia, în familie. Ce aduceți voi? Ce aduce partenerul? Ce gândiți voi? Ce gândește partenerul? Ce arătați voi? Ce arată partenerul? Aveți aici familia. Am putea spune că relația voastră este în familie. Și din această relație pe care o aveți cu familia, voi aduceți anumite lucruri în familie, atât voi cât și partenerul. Vă doriți să fie o familie unită? Toți să fiți la un loc, acesta ar fi scopul acestei familii. Voi în această familie aduceți un prinț de spade. Prințul de spade aduce în primul rând această, să zicem, că este vorba în primul rând de agresivitate, de a cere anumite drepturi în familie. Considerați că nu vi s-a respectat anumite drepturi și voi vă doriți să primiți aceste drepturi, să primiți ceea ce voi considerați că vi se cuvine.
chiar dacă veți răni pe celălalt, nu vă dați înapoi, veți merge mai departe, așa cum este orice războinic la război, el merge drept înainte, fără să țină cont de situații care apar pe parcurs. În schimb, aici avem moartea. Partenerul vostru cu asta vine în familie. Cu o încheiere, cu o finalitate. Vă anunță că s-a încheiat ceva. S-a sfârșit ceva. Că relația voastră nu mai merge. Sau că trebuie să schimbați ceva în relație, să aveți o discuție. Sau faptul că ceva se încheie. Poate fi vorba de relația voastră sau poate să fie vorba de o altă relație. Poate că voi vă pretindeți, dacă ținem cont de acel șarpe, da, deci și vine și spune că s-a încheiat această relație cu amanta pe care o avea, să zicem. Nu vreau să bag niciun fel de strâmbe, dar poate să fie orice, deci ceva se încheie. Și vine și vă anunță că această situație a luat sfârșit. De acum încolo va fi altceva, se va deschide o altă ușă, va începe altceva în viață. Voi vă gândiți să evaluați foarte bine banii pe care îi primiți, astfel încât să vă faceți niște plăți, dar în același timp să vă rămână bani de distracție. Voi vreți să vă și distrați. Și gândiți la această distracție, gândiți la o vacanță, gândiți la multe lucruri. Deci această doi de monede reprezintă și acel echilibru pe care vreți să-l faceți între muncă și distracție. Partenerul gândește la un 10 de spade, la suferință, la faptul că este doborât, la faptul că a fost mințit, la faptul că are această suferință produsă de altcineva, de poate să fie și o problemă de sănătate la care gândește sau gândește la o problemă legată de bani. Este o suferință la care gândește, la această suferință, la viața lui, a ei. Aici ceea ce arătați voi celorlalți, că sunteți în rivalitate, că sunteți într-o concurență, că sunteți capabili să spuneți și voi mici minciuni, mici bârfe, mici răutăți, pentru a câștiga, pentru a concura, pentru a arăta că celălalt sau cealaltă nu suntem de voi. Deci sunteți un fel, într-un fel sau altul într-o rivalitate, o concurență. Partenerul arată o contestare, că îi se contestă un drept, că îi se contestă munca, că îi se contestă dreptul lui de a se împlini, de a se realiza. Și dacă ne uităm aici, da, vedem ce? Iubire, fericire, dar și manipulare. Deci, aceste două lucruri, da, acesta reprezintă tot la fel o concurență, o rivalitate, un războinic care trebuie să câștige, iar aici această manipulare care probabil rămâne în urmă și partenerul va putea să aleagă fericirea și iubirea. Deci să renunțe la manipulare și la persoana care îl manipulează, la femeia, la situația în care se află și să aleagă iubirea și fericirea. Aceasta a fost citirea pentru voi pești. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și
Vă urez un an nou fericit, la mulți ani, sănătate și vă mulțumesc pentru timpul acordat.